Vreau să aduc niște completări și să-i răspund în același timp aluzivei la un clip. La ultimul ei clip a spus niște chestii despre influencer care nu sunt tocmai exacte, corecte. Ea spune la un moment dat că publicul are probleme cu colaborările pe care influencerii le au, pentru că publicul nu vrea ca influencerul să fie plătit și să câștige bani și să facă nimica și de asta reacționează negativ. Ori eu nu cred că asta e o problemă. Publicul nu are o problemă cu faptul că cineva are o colaborare plătită și ia niște bani să recomande niște produse. Publicul are o problemă cu șobolăniile pe care le fac influencerii. Și sunt aici să dau 6 exemple de tipuri de șobolănii pe care influencerii le fac și la care publicul reacționează negativ și foarte negativ. Primul tip de șobolănie este aia cu nefolosit produsul, dar recomandat cu foarte mare căldură. E cazul clasic, oamenii care au iPhone recomandă Samsung, recomandă Huawei, sunt ambasadori de brand la diverse produse pe care nu le folosesc. Ce spune despre tine ca influencer în momentul în care accepti să fii ambasador de brand sau să faci reclamă unui produs pe care tu nu-l folosești sau pe care l-ai luat, ai uitat așa un pic la el, sau ai stat cu el, stau cu el așa la poze. Și după care spui, nu folosesc așa ceva. Publicul simte asta și e sătul de chestii de genul ăsta. Câte Instagram-ițe folosesc Paula's Choice, dar pentru că Paula's Choice nu are bugete, fac reclamă la orice altceva. E simplu, asta se știe în industrie. Se știe în industrie că jumate din fetele astea folosesc Paula's Choice, dar pentru că Paula's Choice nu are bugete imense ca Avon sau ca Plush Bio sau ca alții, dau Paula's Choice la o parte și ia, uite-te aici produsul pe care îl recomandă, pe care sunt plătit să-l recomand. Al doilea tip de șobolănie este mințit în legătură cu produsul sau omis caracteristici importante ale produsului care ar influența decizia de cumpărare. Și aici un exemplu foarte bun este Huawei. Huawei are acum o problemă internațională și nu are acces la serviciile Google. Asta nu înseamnă că telefonul nu este foarte bun, dar dacă vă uitați la destul de multe review-uri sau destul de multe recomandări, oamenii dansează în jurul subiectului și nu menționează deloc asta, pentru că așa au fost instruiți de către brand, să nu menționeze faptul că n-au acces la serviciile Google. Neplăcut. Oamenii care sunt în domeniu sau care sunt în zona de IT știu despre chestia asta. Oamenii care nu sunt, s-ar putea să ia țeapă. Și, da, ok, poți să returnezi telefonul, dar e de bun simț. Șobolănia numărul 3. Nemenționat și nespecificat nicăieri că este o colaborare plătită. Și asta e o chestie nasoală pentru că pune într-o lumină negativă oamenii care chiar recomandă produse pe bune. Știi, deci, vă dau un exemplu. Hai să luăm un exemplu clasic. Ce mașină are Alina Ceușan? Știți? Nu știți. Are un BMW coupé. De ce nu vorbește despre BMW-ul ei coupé, dar în schimb vă recomandă 700 de produse pe zi? Pentru că BMW nu dă bani. De ce o auziți pe Contesa Morodan vorbind despre 700.000 de lucruri, dar mai puțin despre faptul că are, sau poate avea, nu mai știu exact, avea un Hyundai, vai morții lui, cea mai ieftină mașină? Din nou, Hyundai nu dă bani. Cumva ajungi să crezi că tot ce vorbe, tot ce se prezintă pe online este plătit. Și pe mine, ca om care folosesc un Panasonic, un iPhone, le recomand. Dar lumea începe să creadă, să nu mai aibă încredere, începe să creadă că tot ce recomand este plătit. Și aici asta erodează foarte mult încrederea în influenceri. Și asta e o chestie neplăcută. În momentul în care recomanzi numai produse pentru care ești plătit, deja lumea începe să nu te mai creadă. De asta, între produsele intercalezi. Aici e partea nasoală însă. Companiile alea văd că le faci reclamă gratuit și nu mai vin. Se duc la alții. Și aici e o chestie foarte nasoală, știi, adică ăla oricum o să scrie gratis. Hai să mergem la alții care nu scriu pe gratis. Și aici e, și compania aici ar trebui să aibă un picuț de obraz să spună, bă, ai scris pe gratis, ne-ai făcut reclamă pe gratis atâția ani, hai că îți dăm niște bani acum. Șobolănia numărul 4. Lipsa de asumare și aruncat vina pe cumpărătorul privitor. E foarte ușor să spui, eu v-am recomandat, dar voi trebuia să vă interesați. Voi trebuia să vă uitați să vedeți dacă Plush Bio e safe, voi trebuia să vă interesați dacă doamna doctor e chiar doamna doctor, voi trebuia să vă interesați dacă Huawei are servicii Google, adică nu este vina mea, eu doar v-am recomandat produsul. Nu prea funcționează chestia asta, pentru că tu trebuia să faci asta înainte de a recomanda produsul. Da?
chiar dacă iei bani, e cazul să te uiți un picuț să vezi, bă, e bine ce fac aici, bă, produsul ăsta e bun, bă, recomand produsul ăsta, dar aici chestia asta se leagă cu chestia dinainte. În momentul în care nu folosești produsul ăsta, nu prea poți să spui nimica despre el, nu te interesează, nu poți să-ți dai seama de chestii despre el. Șobolănia numărul 5. Șterți și blocați reclamațiile. Asta e simplă. Se leagă cu punctul 4. E ușor să spui informații. Păi hai să în cazul Plaj Bio, ei ștergeau tot. Și până la intervenit Nicoleta Dragnea și a făcut un grup care nu putea fi șters, nu existau păreri negative despre Plaj Bio în online. La fel, dacă căutați despre Huawei, sunt 700 de articole pozitive și doar eu și cu Mădăina de la Nubs scriem pe tema asta. Da? E foarte ușor să spui, bă, informație voi. Păi stai, tati, dacă tu blochezi și ștergi toate reclamațiile, eu de unde să mă informez? Da? E și aici, faza asta e cu atât mai nasoală cu cât, bă, ok, ai o reclamație, două. Ia reclamația asta și dă-o la brandul care ți-a dat bani, că de obicei se poate rezolva. Deci cu blogul am ajutat oameni către care n-aveam nicio obligație. Au venit, băi, uite, am folosit produsul cu tare și bă, zic, stai că am un contact acolo, îi dau forward, omul a fost sunat înapoi, problema s-a rezolvat. De multe ori e vorba doar de o neînțelegere. Dar în momentul în care ștergi și blochezi oamenii, de ce se întâmplă șobolăniile astea? Băi, sunt foarte mulți bani. Sunt foarte mulți bani în joc. Oamenii normali nu înțeleg că, de pildă, pentru o poză pe Instagram poți să încasezi 1000 de euro. Sau pentru un clip video poți să încasezi 3000 sau 5000 de euro. Și câți dintre oamenii care se uită încasează 3000 de euro pe lună sau 5000 de euro pe lună? Închipuiți-vă că un influencer din asta, dacă este unul de top, poate să ia 1000 de euro pentru o singură poză. Și are 3 poze sponsorizate pe o săptămână. Vorbim de foarte mulți bani. În momentul în care vorbim de foarte mulți bani, sunt două căi de a proteja reputația. Calea numărul 1, blochezi, ștergi și negi adevărul. Calea numărul 2, ții la reputația ta, te informezi și începi să te informezi în legătură cu colaborările pe care le faci. Nu accepti orice tip de colaborări. Ești interesată de feedback-ul de la cititori. Adică dacă, de pildă, faci reclamă unui produs, și cititorii au experiențe nașpa cu ei, cu produsul respectiv, nu continui să faci reclamă produsului în continuare. Decât dacă ești foarte, foarte, foarte sigur pe tine că produsul ăla este bun. Sunt cazuri rare. Și sunt cazuri rare în care dacă cumpără 100 de oameni un produs, ar putea ca 2 să aibă problemă. Asta nu înseamnă că trebuie să renunți la colaborarea cu produsul respectiv sau să nu mai promovezi. Dar rezolvă problemele aia două. Dacă se pot rezolva. Am ajutat oameni care aveau probleme cu EMAG, am ajutat oameni care aveau probleme cu Orange, deși nu mi-a fost client, am ajutat oameni care au probleme cu Vodafone. Din 100 de oameni, sunt unul sau doi care au probleme. Rezolvăm de astea două probleme și păstrăm reputația și a mea, ca om care recomand produsul respectiv, și a brandului respectiv. Și faza și mai interesantă este cum pe viitor te ține minte și bă, dacă mai am un problem peste un an sau doi, bă, știu la cine să merg, dar s-ar putea să nu mai am o problemă. Unde cred eu că greșește aluziva este că ea crede că publicul nu apreciază și nu vede munca din spatele unui clip. Chiar și clipul ăsta pe care îl vedeți, la valiera asta e vreo 250 de euro. Camera cu care filmez este vreo 600 de euro și încă vreo 200 de euro obiectivul. Trepiedul este vreo 100 de euro. Deci chestia asta se adună. Publicul vede, publicul apreciază și vede când un clip este filmat bine și când omul spune din suflet și își dă interesul. Dar ce nu vrea publicul este să fie mințit. Și în momentul în care evit așa pe la nas un miros de minciună, din nou revin la o chestie pe care am mai spus-o. Nu spune tu, doar tu ești mincinos. Toată industria e mincinoasă. Chestia asta am pățit-o, repet, eu am 15 ani de blogging, adică eu fac vlogurile astea așa de amuzament și ca să fac un pic de conținut pentru adulți pe YouTube. În 15 ani de blogging, de fiecare dată când s-a mers prost la o campanie, au fost puțini oameni care au spus, ăla e prost. Nu, au spus, blogării sunt proști, blogării nu livrează. Deci n-a spus Vali nu livrează sau Costel nu livrează sau Marcel nu livrează. A spus blogării nu livrează. Chestia asta se întâmplă
și urmează să se întâmple și mai departe cu influencerii. Problema și mai mare pe care o văd eu cu mediul ăsta și cu industria asta este lipsa unei supravegheri adulte. Mulți sunt tineri, mulți n-au trecut prin viață și chestia asta se simte, adică sunt mai predispuși la țepe rapide, sunt mai neatenți cu brandul lor, adică se uită foarte mult la cifre și în momentul în care, ok, mă uit la cifre, nu mă interesează că 1% sau 2% îmi dau subscribe sau comentează negativ, ignorabil, dar ei nu se gândesc că peste 5 ani de zile vor să fie tot aici sau să facă chestia asta în continuare și negândindu-se la asta fac o cărță de mișcări greșite. Ca idee de final, dacă sunteți urmăritor sau cititor și vi se pare că omul respectiv a înșelat cu ceva, atrageți atenția. A doua oară, renunțați. Renunțați complet la a-l mai urmări. Da? E clar că omului nu-i pasă și urmărindu-l în continuare, vă faceți vouă rău. Deci nu puneți botul că el are încă 600.000 de urmăritori și unul minus nu contează. Irelevant. Deci în momentul în care pățiți o nasoală, bă, brandul ăla, omul ăla, nu mai există pentru mine. Și în felul ăsta faceți mult mai mult rău decât credeți. Iar pentru influenceri, băi, dați-vă silința să folosiți produsul. Măcar un picuț. Adică, ok, înțeleg, da, bă, îți place iPhone-ul, că e foarte mișto, dar ai făcut o colaborare cu Huawei. Bă, dă-ți un pic cu silința și folosește măcar Huawei-ul ăla, măcar câteva săptămâni, măcar câteva luni. În felul ăsta îți dai seama mai bine și cum să promovezi produsul și îți păstrezi cât de cât și onoarea și credibilitatea. Cam atât.